Curaj. Încredere. Muncă. Perseverență. Cultură de România. Garda Lăicoieni. Garda Republicii, da? Ne puteți spune și nouă dacă sunt persoane surprinse de incendiu în interiorul locuinței? Avem un incendiu la o locuință particulară pe strada Doroban, lângă Casa de Cultură a orașului, fără victime. Am înțeles. Gardă, îmbarcarea! O faptă bună este cea mai bună rugăciune. Cu această credință își începe ziua Cătălin Calaver, un tânăr de 36 de ani, care în locul preoției a ales să devină pompier și antrenor de fitness. S-a născut în localitatea prahoveană Băicoi și a avut mereu dorința de a-și ajuta aproapele. De mic copil visam să mă fac preot. Eu m-am născut într-o familie de oameni credincioși și părinții mei frecventau foarte des biserica, fapt pentru care în fiecare sâmbătă și duminică eram nelipsit de la slujbele bisericii. La 14 ani a plecat la Târgoviște, a făcut seminarul, apoi facultatea de teologie și masterul. N-am continuat pe partea aceasta pentru că preoția nu se face ca o meserie, ci ca o misiune. Iar dacă nu simți să o faci ca pe o misiune, mai bine nu o faci. Convins că încă nu își găsise menirea, a încercat meseria de dascăl. Am văzut că preoția nu este pentru mine, am zis să predau religia în școli. Am înscris la examenul pentru titularizare pentru a preda în școli, am luat examenul de titularizare și am predat 2 ani de zile la Câmpina și 1 de zile la Băicoi. Fiind o fire activă, nu s-a regăsit nici la catedră. A decis să facă o schimbare radicală, iar în urmă cu 10 ani a devenit pompier. Ținând cont că și la pompierii lucrezi, ai satisfacția de a salva vieți, de a ajuta oameni care sunt în necaz, am zis că undeva se îmbină cu teologia, care și la teologie, ca preot, ai fi devenit, să zic așa, doctor de suflete, făcând aici, să zicem, ești un salvator de vieți omenești. Cătălin povestește că de multe ori intervențiile sunt foarte periculoase. Cele mai grele momente în care ne confruntăm ca pompieri sunt acele momente în care avem de salvat oamenii. Oamenii sunt pe primul loc la orice intervenție. Nu știu dacă știți cazul cu trenul plin cu azotatul de amoniu, un vagon a luat foc, intervenția a fost la Breaza, 57 de pompieri cred că am fost la locul intervenției, s-au evacuat toți oamenii la o distanță de 800 de metri. A fost un caz critic pentru că era o luptă contra cronometru, în care orice secundă conta și în care putea fi o foarte mare explozie unde foarte mulți oameni puteau să-și pierdă viața. Deși este conștient că își riscă viața, pune pe primul loc siguranța celorlalți. Sunt un om care nu mă dau înapoi de la nimic și am spus asta va trebui să fac în continuare, asta îmi place să văd oamenii pe care îi salvez că sunt mulțumiți. Asta te face mândru să fii pompier și să-ți dea o satisfacție atunci când oamenii după o intervenție foarte grea vin și îți mulțumesc. Misiunea lui Cătălin nu se încheie însă odată cu intervențiile, pentru că după program, tânărul își face o altă datorie. Ca antrenor de fitness, își ajută clienții să adopte un stil de viață sănătos. Hai, Valentine, dă-i, ține coarda în tensiune, hai. Hai, că de la 160 de kg am ajuns la 135, haide că se poate, dă-i în continuare. Cătălin mărturisește că de mic i-a plăcut sportul, dar abia la 18 ani a început să-l practice constant. Împreună cu câțiva colegi am zis, haide să mergem și noi la mișcare, să facem sport și haide să mergem la sală, pentru că eram și foarte slab. 1,70 m și vreo 50 de kg. În timp am vrut să învăț mult mai multe atât pentru mine, cât și să pot ajuta și alții oameni. A urmat cursurile unei școli de instructor de fitness, apoi s-a specializat și în nutriție. Acum, în zilele libere, este antrenor la o sală din Ploiești. Tot acolo se antrenează alături de Sebastian Șerpescu, vicecampion mondial la fitness juniori. Unii oameni vin, cum am fost și eu în situația în care eram foarte slab, să mai pun un pic de masă musculară și să iau un pic în greutate.
și sunt ceilalți care vin pentru a slăbi cu kilograme foarte multe. Nu este ușor, dar împrietenindu-te cu el, explicându-i anumite lucruri despre, atât despre alimentație cât și despre sport, am reușit cât de cât să-i motivez și să le schimb stilul de viață. Povestea lui Cătălin a apărut ca exemplu într-o renumită revistă dedicată celor care duc o viață bazată pe mișcare și alimentație sănătoasă. Pentru el, fiecare zi se încheie cu bucuria de a fi făcut un bine, fie că a îmbrăcat uniforma de pompier, fie echipamentul de fitness. Dacă tu nu ești un exemplu, nu îi poți cere celui de lângă tine să facă ceva ce tu nu faci. Atâta timp cât la teologie ești învățat să faci multe fapte bune și să faci doar bine, și în sala de fitness consider că prin a ajuta oameni faci acest lucru, îi aduci pe un drum bun, îi ridici când au nevoie de o viață normală.